Proiectul de lege privind modificarea codului muncii a trecut de Senat, însă acum este blocat la Comisia de Muncă a Camerei Deputaților. Parlamentarii social-democrați argeșeni sunt însă convinși că nu vor fi probleme cu aprobarea lui, întrucât acest proiect are și avizul guvernului. Proiectul de lege în principal prevede reglementarea angajaților care sunt angajați prin intermediul agentului de muncă temporar. Deci, din practica de câțiva ani de zile de când s-a introdus agentul de muncă temporar, s-a observat faptul că s-a introdus, să spunem așa, un fel de sclavie. În sensul că, la același fel al muncii, da, într-o unitate economică care are un angajat definitiv și are, să spunem, 15 sau 20 de milioane de lei pe lună, un alt angajat care prestează aceeași muncă în același timp și vine prin agent de muncă temporar, îi se dă salariul minim pe economie. De asemenea, cel care venea prin agentul de muncă temporar nu îi se dădeau drepturi de concediu, de concediu de maternitate și așa mai departe. Deci vine să reglementeze, chiar am descoperit că cu ocazia acestui proiect de lege, analizând și documentele europene, se încalcă și o normă europeană. Și atunci toate aceste drepturi și eliminarea discriminărilor s-a făcut prin acest proiect de lege. Pentru că în acest weekend la Orăștie va avea loc Comitetul Politic Executiv al PSD, Social-Democrații Argeșeni îi vor ridica președintelui Victor Ponta și acest subiect pentru a se asigura și de sprijinul politic al partidului. Lobby-ul, să spunem așa, al Asociațiilor Agenților de Muncă Temporar este foarte mare să nu-și piardă din aceste privilegii, să spunem, sau în sfârșit prevederi din codul muncii prin care ei câștigau în detrimentul angajatului, este destul de mare și atunci am zis că trebuie ridicată și la nivel politic ca să nu se facă modificarea pe proiectul de lege sau să nu se facă modificări majore. Oricum, el are aviz pozitiv de la guvern și are toate șansele să treacă.